În contextul pandemiei de coronavirus, Primăria orașului Călan anunță că poate oferi o serie de servicii persoanelor vârstnice. Astfel, prin Direcția de Asistență Socială și Poliția Locală, se pot livra la domiciliu produse de strictă necesitate, cu mențiunea că transportul acestora este gratuit, solicitantul urmând a plăti doar ceea ce a comandat. Solicitările venite până la ora 12 se vor face în aceeași zi, iar cele după respectiva oră în ziua următoare. Comenzile se pot face în zilele lucrătoare, între orele 7 și 15, la numerele de telefon 0254 730 223 și 054 730 201. Iar pentru urgențe de weekend se poate suna la 0734 773 448. De asemenea, localnicii sunt rugați să anunțe Primăria Călan dacă au cunoștință despre existența unor persoane de peste 65 de ani care nu au niciun ajutor. Pe lângă telefoanele mai sus menționate, mai fiind disponibil și numărul de telefon 0354 883 252. De asemenea, Primăria Călan mai anunță că declarații pe propria răspundere necesare pe perioada stării de urgență se pot găsi la sediul instituției, dar și la punctul de difuzare a presei, la chioșcul Non-Stop, la hala agroalimentară și la biroul de lângă Casa Căsătoriilor, precum și la patrulele de poliție locală.